Eu ce fac, nu cheltuiești bani, nu merge să fac lucruri mișto. De ce sunteți, aveți răutăcisme de asta? Nu, principalul motiv al întâlnirii noastre, acum în prag de vacanță și de sărbători, este să le explici oamenilor, pentru că mi s-a părut chiar foarte interesant. Ce anume? Metoda ta de a rămâne în formă fără să apelezi la... sau la fără sală. Fără să fii în trendul ăsta în care s-a înscris, pare că se înscrie toată lumea. E sănătos să te duci la sală, să faci mișcare, dar uite dar că se poate, nu. Și, uite că se poate și fără. Uite, te treci fără, cum te menții așa, sunt bine obosit, fără să te duci la sală. Eu m-aș duce, că am nevoie, că-s bolnav. Păi noi suntem, ascultă-mă un pic, noi suntem oricum o generație, după părerea mea, norocoasă. Pentru că noi arătăm mai bine decât vor arăta ever generațiile astea. Ba da, eu nu m-aș da pe una de 20 de ani, trust me. Adică le vezi la 18, 20, 25 de ani. Altfel stă carnea pe una la 20 decât la 45. Măi, arată în general, că, nu așa. Nu. Arată ca să nu mai vorbesc că dacă te duci în cluburi și voi vă duceți, deci ies da bușele, frate. Adică nu mai unde sunt petrecerile alea frumoase. Oricum s-a schimbat paradigma, adică, la nivel mondial. Uite-te la Londra cum le găsești în șanț până să intre în cluburi. Da, dar cred că unul din secretele mele este faptul că n-am fumat niciodată. Da. Uite, că n-am băut. Și nu, deci că nu fumez, nu beau, nu m-am drogat în viața mea. Iau pastile de somn, dar asta luăm toți din showbiz, pentru că suntem cu mințile zdruncinate, că am trecut prin lucruri. Ții diete, ceva de genul ăsta? Nicio dietă nu țin. În schimb, mă simt foarte... Deci, exemplu, acum m-am îngrășat, am 56 de... Am vrut să zic că te-ai dat, M-am îngrășat? 56? Era momentul? 56? 56, jur, 57. 56 zicea Anda Adam aseară. Ai altă conformație. Păi a 1,70 m. A, și are 1,65 m. Da, contează și da, e musculoasă, e altă, altă construcție. Deci, acum sunt un pic dolofonică. Eu, de obicei, cam am 48 de chile. Însă contează foarte mult și cum să pun kilogramele alea, știi? Da. Acum s-au pus mai ok. Ajută foarte mult, Dan, masajele, tratamentele non-invazive, mai ales la femei în zona picioarelor, fund, abdomen, tratamentele ești faciale. Ești de alea cu aparate, cu înghețat? Da, cu... asta cu crio, spre exemplu, nu o agrez, pentru că nu mai simți practic... Dar concret ce faci? Să n-ai celulită, să n-ai... Păi am mai multe aparate. Vreți să spun aparatele? LPG, Refit... Dacă tot am zis că le dăm... Ce fac aparatele respectiv? Că așa, nu știu, EKG... Toate aparatele în principiu fac masaj sau cu ajutorul radiofrecvenței pătrund foarte adânc în țesăturile unde se acumulează țesutul Cât adipos. Cât te costă pe lună seria asta de... Dar eu mă duc la tratamente de 3 ori pe săptămână. De 3 ori pe săptămână? De 3 ori pe săptămână, deci, ca și cum ai merge la sală. În fiecare zi. Într-un fel te duci la sală, practic. Da. Înlocuiești cu altceva. Da. Mai mă duc de 3 ori pe săptămână. Da, ne cred că în jur de vreo, eu știu cu tot, vreo 10.000 de euro. Ieni. Pe lună? Pe lună. Stai mă că noi vorbim pentru oamenii de acasă. Păi, vorbim pentru oamenii din țara asta. Că vrei să vin să prăjesc așa, să spun, nu, eu deci, cu deci altfel nu se poate, mai ieftin, nu se poate? Dacă ești mocangista, se poate, da. Bine, deci, pentru mocangioance... Vorbim cu oamenii de bun simț care se uită la noi. Păi, Dane, să zicem, cât mă costă, tu ai zis cât mă costă tratamentele astea sau îngrijirea mea în general, care înseamnă pedicură... Cât te costă substituirea sălii cu altceva? Vreo 10.000 de euro ca să mă mențin așa. E mai bine, mai bine sală, da. 1,5 milioane la sală, mă, nu, pe dar, lună. Nu, dar asta zic, ai și apă gratis. Nu, dar în ăștia 10.000 de euro, atenție, intră vopsit la 2 săptămâni, intră tratamente faciale, intră tratamente corporale, intră solar, intră cremele pe care mi le iau. Adică nu că mă frământă cineva pe picioare și mi-a 10.000 de euro. Da. Dar fără creme, fără vopsit, fără nu știu ce, corpul ar arăta ok, dar mă rog, mai departe fiecare își pune, deci ar fi la cât? La jumătate okay, preț? Ok, însă fetele știu. Pielea cu timpul, cu trecerea vârstei, mai pierde din colagen, din elasticitate. Și atunci dacă nu te duci la sală să o lucrezi, nu vrei să scadă pieile, știi? Și atunci trebuie să investești în masaje, în creme. Măi, eu am să spun tot timpul și sfătuiesc și îi sfătuiesc pe toți cei care mă întreabă. Investiți în voi, în primul rând în voi.
Apoi că Dumnezeu vă iubește atât de mult încât să aveți bani, să și călătoriți, să vă luați o mașină, să vă... este super, este extraordinar. Dar în primul, adică nu vă zgârciți la voi, când e vorba de voi, să vă cumpărați o cremă bună, să vă cumpărați un șampon dispui, bun. Da, normal. Nu, adică ar fi aiurea să fii genul ăla, când ai bani și mănânci de sub unghie. Sunt oameni, fii atent, da? Dane, sunt oameni care sunt foarte zgârciți. Păi da, asta spun. Și nu-și iau pentru ei, în schimb, nu știu, își cumpără un telefon de super mega fițe. Păi puneți, frate, dinți în gură mai întâi, pe bune, îți trebuia telefon, puneți dinți, că mai... Ba, mai e și cazul prietenului nostru foarte bun, care avea iapturi și avioare. Bine, și nu-și făcuse dinții de spaimă de dentist. Nu, el nu-și făcuse dinții, nu, el mi-a spus. Eu când simt miros de stomatolog, mai apune și spaimă, că de-aia râdea așa. De Dan vorbim. Să știi că și eu, îl salutăm, da. De, îl pup și îl rămâne... Eu mă văd aproape acolo, săptămânal cu el. Sunt invidioasă pe tine. O să te chem, da. Chiamă-mă. Ai toată gașca noastră la boșchetărie. A, dar cum eu s-a îngrășat? Tot așa. Nu, e la fel, la fel. Tot așa slab. Deci că n-a trecut, are pe diavolul, el n-a trecut timpul. Dar și mie, da, el tot la costum așa sau s-a mai șmecherit și el? Ai vine și el cu un plovăraș, cu... Ce dragă mie de el, să-l pup, să-l pup. Deci mai sunt și oameni care au spaima asta de... Da. Mă rog. Dacă îți povestește el cum a mers cu mine în avion și cum am început eu să plâng și el îmi spunea: doamnă președintă, păi vii la OTV, îi dai cu dăperesc cu toți și ți-e frică de un biet de avion, că țipam, întoarce-ți avion, nu, că mi-e frică. Deasupra Parisului sunt niște turbulențe și am zis să întoarcem avionul, că... De unde-și celebrul incident, de-abia l-au salvat la Orly. Da, mă, nu știu ce se întâmplă deasupra Parisului, e nenorocire. A fost super șmecher atunci cu taromul, da, de mult. Mă rog, revenim. Deci îl pupăm pe Dan Diaconescu, n-avea dinți pentru că era frică să-și pună dinți. E la fel și acum, da. Eu am o problemă cu dinții oamenilor, deci chiar am o problemă... De când ne-a dat un telespectator, eu cred că este de la... Depinde cum se vede acasă, și nu vreau să lăsăm telespectatorii nesatisfăcuți. Zice: scuze că vă deranjez, mai ales că vorbește civilizat. Oana are ceva la gât, care arată ca și cum ar fi opărită. Sau nu văd eu bine. S-ar putea să nu se vadă... Unde? Eu de la umbrele noastre. Nu, n-ai nimic, n-ai nimic la gât, nu? Nu, ce mă? N-are, domnule, nimic. N-ai, nu, n-ai, nu, nu, nu. E de la umbre. N-am, că-mi fac masaje și aici, să știți. Deci, masaje, da, 10.000 de euro. Nu, n-am, cred că sunt. Ei, ar fi culmea să fiu opărită pe gât sau mușcată și să mă prezint așa în fața dumneavoastră. Mușcată de la pasiunea... Mușcată! Să fiu mușcată! Mistuitoare a lui Alex, ar fi putut fi, dar mă rog. Ia proteza din pahar, mușcă-mă și fii bărbat. Mușcă-mă! Deci 10.000. Am cam închiat discuția. Da, dar atenție, la pachet cu tot ce înseamnă înainte, când te certai cu mămuca, Dumnezeu să ierte, să odihnească. Toți banii când n-aveai bani, cât te costa? Cât aveam, atâta dădeam. Ultimii bani îi dădeam pe mine. Băi, am început propoziția și, de fapt, discuția spunându-vă că eu am și eu un noroc genetic. Asta știm. Pentru că poți, spre exemplu, să stai să dormi în spa și în masaje, dacă materialul clientului nu e ok, nu e ok. Deci, aici... eu am și norocul ăsta. Și e pielea furisită pe mine, mă. Nu se zbârcește.